Am 18 ani. TikTok cu Miki, de Andrei Doșa. Lectura Maria Obretin. Eu sunt Nina. Casa noastră e în Stupini, la periferia orașului. Avem un porc, Miki, câteva rațe și un cățel Zac. Nu e de rasă, dar e foarte inteligent. L-am învățat să nu mai latre la oamenii care trec pe drumul din fața porții. Acum nu mai latră decât noaptea. Noaptea e altceva. Miki e foarte drăguț. Mă împinge jucăuș cu râtul când îi duc de mâncare. Miki e ca un țânc pus pe șotii. Îmi place licărirea mioapă din ochii lui. Adevărul e că animalele mă liniștesc. N-au nimic de demonstrat, sunt la fel de nătânge ca mine, nu-mi vor răul. Uneori îmi imaginez viața alături de ele. Și ce dacă sunt animale împuțite, cum zice tata de fiecare dată când se întoarce în casă după ce a curățat cocina? Și noi suntem împuțiți. M-a jucat toată ziua cu Zac. L-aș pieptăna pe Miki, inclusiv genele blondei l-aș pieptăna. Da, știu că e sick. Regresie la stadiul animal. De ce nu? Aș hrăni rațele cu semințe de in. Aș inventa un dozator pentru semințe de in. Nina e un nume foarte frumos care nu mi se potrivește. Sunt o fată ștearsă și plină de coșuri. Nu excelez la nimic. Și mai sunt și lentă. Melcul ardelenesc, cum îmi zice tata. Nu zice bagiocoritor, dar tot nu fică bine. Nici de TikTok nu sunt bună. În clasa 9, când a început pandemia, vai, toată lumea era TikTok, TikTok. Până și Alex. Hai tu să ne facem cont. Zău că am încercat. Mai mult pentru Alex, ce-i drept. Sunt dependentă de entuziasmul ei. Mă rog, am fost. TikTok. Nu și nu. Deci pur și simplu n-am mers. Nu pot să dansez Vogue. N-o să reușesc niciodată să învăț o coreografie. Nu-mi iese nici măcar un biet two-step. Asta e. Mă simt penibil să dau din buze pe versuri. Alex a zis că ar trebui să încerc story time. Povești despre Miki și Zac, despre copilăria mea anostă. Mai bine pas. Odată m-a băgat într-un clip de-al ei. Tot ce trebuia să fac era să mișc capul de la stânga la dreapta și să zâmbesc. A zis că asta îmi va aduce followers. Nu mi-a adus. Efectul Nina se confundă cu fundalul. Încearcă acum efectul Nina. Right. Alex are 400 de urmăritori, mai ales băieți. Mă bucur pentru ea. Alexa a fost prietena mea cea mai bună. Sunt high key sad că am pierdut-o. Dar s-a terminat. Poate că e mai bine așa. Alex seamănă cu Talo Yuki din Eureka 7. Și ea obișnuia să fie protectivă. Mă ajuta să am mai multă încredere în mine. Era ca Talo însărcinată cu copilul lui Holland. Alex seamănă cu Talo Yuki. Are aceeași formă a feței, tunsori asemănătoare, doar sprâncenele și culoarea ochilor diferă. Și nasul, evident. Nimeni nu are nas așa ca în animeuri. Alex are sprâncene groase și ochi albaștri, șuvițe. Talo are sprâncene pensate și ochi de culoare a lunei. Alex mi-a transmis multă încredere. Nu trecuse mai mult de o lună de la începerea școlii și m-am trezit invitată la ea acasă. A ei erau plecați la un parastaz sau ceva. Mi-a arătat colecția de viniluri a tatălui ei. A scos albumul Music for the Masses și a potrivit acul pe Never Let Me Down Again. Eram sureșcitate amândouă. Explozia mereu amânată a unor artificii. Stăteam pe canapea, ea dansa atât de mișto. She knows where she's taking me where I want to be. Mă prefăceam că studiez coperta vinilului. Îmi simțeam obrajii înfierbântați, megafoane roșii, melci roșii cu o singură corniță. Alex a scos din dulap o sticlă de Disanoro și a turnat în două ceșcuțe. Mi s-a împrăștiat prin vene și mi-a pus filtru My Fair la lume. Am râs ca apucatele. Într-o seară caldă de octombrie, m-a învățat să mă machiez. Nu cred că o să mă machiez vreodată, pentru că fața mea arăta ca un colaj țipător. Dar m-a emoționat. Cineva avea grijă de mine într-un mod foarte special. Mi-a împrumutat geaca ei cu spirite cusute pe spate. Închipuieți, cea mai ștearsă fată din lume, cu
cu o geacă ca din altă lume. O să-mi cumpăr și eu pick-up, când o să reușesc să strâng suficienți bani. Mi-ar plăcea să am o colecție de viniluri la fel de mare ca a tatălui lui Alex. Mi-ar plăcea să am tot felul de viniluri. Mi-ar plăcea să am viniluri cu manele, dar cele mai multe o să fie shoegaze și dream pop. Muzica asta îmi dă coziness. Mă face să plutesc. Nu mă agită, nu mă bag în filme. Apoi a venit pandemia. Vorbeam în fiecare zi cu Alex. În timpul orelor ne trimiteam mesaje private. Seara făceam apel video pe WhatsApp. Într-o seară, în timpul stării de urgență, m-a sunat să ies până în fața casei. Ieșise de nebună doar de fan, cu declarația completată și acțiunea bifată, realizarea de acțiuni agricole. Poate că își dăduse întâlnire cu un băiat din Stupin și, dacă tot eram în zonă, putea să-mi arate și mie declarația. Asta cred acum. Atunci eram doar recunoscătoare că și-a asumat riscul. Am stat vreo 5 minute de vorbă, apoi a plecat. Mi-a prins atât de bine, ca și cum m-ar fi scos dintr-o groapă. Dacă n-ar fi fost faza asta cu Matei, probabil că Alex și cu mine am fi fost prietene și acum. Matei a apărut în peisaj în toamna lui 2021. S-a întâmplat într-o zi senină, transparentă. Copaci galben pluteau în sirop de zahăr. Stăteam pe o bancă singură. Mâncam liniștită sandvișul. Țâșnind din spatele tufelor, un tip a sărit pe alee și a trecut în fugă pe lângă mine. S-a oprit, a întors capul și a dus degetul la buze. A traversat din câteva salturi bulevardul aglomerat și a dispărut în gangul din spatele stației de autobuz. Încă mă uitam cu gura căscată după el. Și cred că m-aș fi uitat mult și bine ca proasta dacă zgomotul pietrișului din capătul aleei nu m-ar fi făcut atentă. Alergau cu pași mici, uitându-se în stânga și în dreapta. S-au apropiat de mine. Cel sfrijit, cu ochelari cu ramă subțire, barbă îngrijită și skinny jeans, m-a întrebat dacă nu cumva am văzut un bărbat tânăr, de 1,80 m, aspect neîngrijit, trecând pe acolo. I-am zis că nu și am mai și scuturat din cap. Celălalt mi-a aruncat o privire piezișă. Avea arcade puternice, sprâncene neverosimil de drepte, ochi albaștri, reci ca oțelul. Apoi au plecat. Am continuat să mănânc sandvișul. Wow, ce a fost asta, de unde știu pe tipul ăsta? Așa înceată la minte, tot mi-am făcut câteva piste. Mă uitam în pământ, eram aproape de o revelație. Atunci i-am văzut pantofii negri cu șire turmof. Am ridicat privirea și atunci l-am recunoscut. Era băiatul dintr-a 12-a care se învârtise la balul bobocilor pe lângă DJ. Păreau să fie prieteni. La un moment dat, pe la 8-9, își luase o lungă pauză. Îl lăsase pe prietenul lui la butoane. Muzica lui m-a uns pe suflet. Kate Bush, grupul Stereo. Savages, balul bobocilor 2019. Revoltă și nevroză. Și-a întins mâna. Matei. Nina. Voce caldă, învăluitoare. M-a întrebat dacă Zenuțu, profa de română, e la fel de isterică. E la fel, dar am căzut amândoi de acord că se străduiește. În fiecare lună îi se pune pata pe câte o nouă tehnică de relaxare. Dar ție cum îți merge acolo? Nimeni nu m-a mai întrebat atât de direct. Apoi, pentru că m-a văzut încurcată, mi-a zis să mă țin bine de sandvișul ăla, pentru că pe aici sunt multe veverițe satanice care fură mâncarea fetelor visătoare. Am apreciat gluma cu veverițele satanice de lângă biserica satanică. Așa îi zice lumea capelei din spatele teatrului dramatic. I-am spus că e amuzant. S-a uitat la mine cu intensitate ca un motan rănit în luptă. Ai un loc unde am putea merge? La ai mei? Ce-ar zice mama? De tata nu mai zic. Te-ai luat aneu, Nina. E imposibil. Alex ar spune da. Mi-a mușcat buza de jos. Da! M-a rugat să aștept în stație, iar el a dispărut pe ușa centrului de copiere.
luasem o decizie salvatoare, îngrozitoare, salvatoare. A ieșit pe ușă, unde sunt niște hârtii, în buzunarul rucsacului Eastpak. Când am trecut de stația Bartolomeu, mi-am făcut curaj și l-am întrebat dacă e student. Un fel de, mi-a zis. Simțeam un miros ciudat, ca vara când intri în brusturiș. Mi-am dat seama că vine dinspre rucsacul lui. Ce în rucsac? Iarbă. Adică marihuana? Mi-a făcut semn să vorbesc mai încet. În mintea mea se nășteau întrebări. Așezam cuchiu cu vai un rând de cărămizi foarte grele, puneam mortar și mă apucam de următorul rând. Deci, bărbații aceia erau polițiști în civil? Cât de mari erau problemele lui Matei? În mintea mea se nășteau întrebări. Așezam cuchiu cu vai un rând de cărămizi foarte grele, puneam mortar și mă apucam de următorul rând. Deci bărbații aceia erau polițiști în civil? Cât de mari erau problemele lui Matei? În timp ce o altă Nina lăsa mult loc liber unor ferestre fanteziste. Admiram pe furiș părul și barba băiatului care semăna cu Toby Kun, solistul formației Tangerine. De cum am intrat în curte, a luat o țintă spre cocină. Ține-ți animale! I l-am prezentat pe Mickey. L-a scărpinat după ureche și și-a apropiat capul mare cu părul vraiște de râtul lui. Apoi a dispărut în spatele cocinei, reapărând după câteva zeci de secunde împreună cu Zac, fără rucsac. Simpatic foc băiatul! Zac dădea din coadă și îl sorbea din priviri. Am intrat în casă și l-am condus în vârful picioarelor la mine în cameră. Bârlogul meu! Patul e foarte comfy. Proptiți lângă perete sunt pui de pernă. Perne în formă de puișori. Am 4 pui triști și 3 veseli. Un raport realist. Dacă trag draperiile, se face întuneric. Am mai multe lampioane chinezești atârnate la diferite înălțimi, le-am pictat cu dragoni, au capete foarte mari, sunt nătânci ca mine. Nu-i rău, a spus el și a suflat într-un lampion făcându-l să se clatine. Mi-a plăcut gestul. Și imediat vocea mamei. Nina, de ce l-ai adus pe delicventul ăsta acasă? Mă tem să nu-ți facă ceva rău, scumpo. Matei m-a întrebat ce-i cu căsuța drapată în catifea purpurie din colțul biroului. E altarul meu. Acolo îmi țin comorile sentimentale. Colecția mea de cartoline, oul Fabergé cu jeep militar înăuntru, caleidoscopul special cu sori și stele, broșele mele norocoase, jurnalul. Am luat repede jurnalul și l-am strâns la piept. Crezi că sunt un băgăcios? Nu i-am răspuns, am zvârlit jurnalul sub pat. Adică monștrii de sub pat au voie să-ți răsfoiască jurnalul și eu nu. Am chicotit. S-a plecat spre altar și a atins oul. Pot? Da! Când a descoperit macheta jeepului militar a râs. Un adevărat manifest feminist. Nici urmă de răutate în vocea lui. Atunci ce? Apreciere? Mai mult decât apreciere, admirație? E posibil să fi fost admirație? S-a aruncat pe pat. Nu am avut senzația că mi-ar fi fost încălcată intimitatea. Matei era atât de delicat și de neînfricat, o invazie a binelui dintr-un univers paralel. Mi-ar plăcea să te deschizi, să uiți de teamă. Sunt la fel ca tine. Stătea cu ochii închiși, mâinile sprijinite sub ceafă și îmi vorbea. Trec dintr-un loc întunecat în alt loc întunecat. Cu inima cât un purice, tresar la cea mai mică urmă de afecțiune. Uneori găsesc un spațiu luminos și mă odihnesc. Vreau să mă odihnesc în spațiul tău luminos. M-a întrebat ce muzică îmi place. Julie Cruz, Beach House, Chromatics. Nu venea să cred, ne plăcea aceeași muzică. My Melancholy Baby, The Star of Maisie, Must Push Her Voice Inside of Me. Asta de unde e? Airplane, Red Hot Chili Peppers. Am deschis laptopul și am pus muzică. M-am așezat pe jos și mi-am sprijinit spatele de pat. Ce faci cu iarba? O vând. De ce? Din asta fac bani. Dar nu te tâmpești de la ea? N-ajunge legumă? Așa mi-a spus o prietenă. Spune-i prietenei tale să nu repete ce au spus părinții ei. Dă-mi și mie atunci.
ești prea mică, îți afectează memoria. Atunci s-a auzit poarta deschizându-se. Mașina lor mei a intrat pe alee. Am sărit ca arsă. Nu-ți face griji. De astăzi găzduiești la tine un elev din Grecia. N-am mai putut să stea la familia la care trebuia să se ducă inițial. Pentru că nu s-a oferit nimeni, mi-am asumat eu sarcina să-l găzduiesc până când i se va clarifica situația. Cina a fost ireală. În primă fază, ai mei nu l-au crezut când a spus că îl cheamă Otis și că face parte dintr-un program de schimb de elevi. Mama a început să facă pași mici cu spatele, ca și cum ar fi vrut să iasă în hol ca să sune la poliție. Matei a scos hârtiile mototolite din buzunarul de la spate, le-a netezit și le-a întins tatei. Tata a aruncat o privire nervoasă peste hârtii, apoi le-a pasat mamei. S-a cocoțat pe brațul canapelei cu brațele încrucișate pe piept. M-am furișat lângă ei. Era o hârtie oficială cu antetul unui liceu din Atena. 3 pagini de clauze stufoase. Liceul nostru era trecut drept partener. Semnătura directorului, ceva cum Aghiropulos, se lăbărța în josul ultimei pagini. Foarte bine, a zis tata. Și-a pleznit genunchii și a sărit în picioare de parcă ar fi urmat să se apuce de o lucrare monumentală. Tata montează schele, de cele mai multe ori e plecat din oraș cu săptămânile, dar mai prinde și perioade când are de lucru, mai ales iarna. Mama a pus masa. Venea pe vârfuri, pleca pe vârfuri. Pulpe de pui în sos alb și cușcuș. Matei vorbea entuziast lui tata despre influența grecilor asupra bazinului Mării Negre. Greeks had a genuine commercial spirit. They were guided by Apollo, you know? That's why they quickly befriended other tribes, not Turkish people, a spus tata belicos. We cannot forgive the Istanbul pogrom and many other atrocities. Avea un accent ciudat, de parcă ar fi rostogolit cuvintele, și mai și vorbea sâsâit. Don't call me sir, a spus tata supărat, dar reușise deja să-l înmoaie un pic. Mama spunea doar yes, yes și se grăbea să dea din cap. M-am întrebat atunci dacă și eu sunt la fel de naivă. Asta vedeam, naivitate și dorința de a lua neapărat parte. Tata continua să se uite la el semi-încurcat. Ascultându-l părea să îndure un abuz. Până la urmă n-am mai rezistat și am zis cu voce tare în română că ar trebui să pregătim camera de oaspeți pentru Otis. Mama și tata au clipit încurcați. Tata a sărit în picioare cu un foarte bine și a ieșit în grădină fără să mulțumească pentru cină. Mama a fugit să aducă lenjerie de pat, prosoape. Matei mi-a făcut cu ochiul. Noaptea s-a furișat la mine în cameră. Deși îmi propusesem să nu adorm, la un moment dat m-a furat somnul. L-am auzit între somn și trezire intrând în cameră și întinzându-se pe jos lângă patul meu, așa cum făcea Zac atunci când tata nu era acasă și îl lăsam în casă. Am zâmbit și am continuat să dorm. Dimineața m-a însoțit până la școală. M-a întrebat ce ore am și dacă mi-am făcut temele, ca un părinte bun. I-am zis că nu mi-am făcut temele din cauza lui. A râs. Când am ieșit, m-a așteptat peste drum. Aș fi preferat ca Alex să nu fie cu mine. Matei ne-a invitat la after stub. Cât am așteptat hamburgerul lui Matei și cele 2 porții de croc madame, Alex și Matei s-au măsurat din priviri fără să scoată o vorbă. Mă uit la tine și nu înțeleg cum e posibil. Cuvintele lui au picat din senin. Alex a fâstăcit. S-a uitat în jos, examinându-și outfitul. S-aștepta să continue, dar Matei n-a mai zis nimic. Cum e posibil ce? L-a întrebat Alex privindu-l din spatele telefonului, pe care începuse între timp să scroleze aparent calmă. Să fii cea mai bună prietenă a Ninei. Alex s-a uitat la mine șocată, apoi în stânga și în dreapta. Se simțea încolțită. Am vrut să intervin, dar Matei nu m-a lăsat. Adică, uită-te la tine, ești glamour. Îți vopsești părul. Făcând ochii mari, Alex i-a înfruntat privirea. Dar ce treabă ai tu? Răspunsul a venit foarte repede. Sunt consilierul ei personal. Și-a lăsat capul în jos ca un cățel lățos care se alintă să fie mângâiat. Am izbucnit în râs toți 3. Atmosfera s-a destins, nu de tot. Exista ceva nelămurit, ca o haină prea strâmtă la spate. Nu eram prea atentă la discuție, mă uitam la Matei, la fața lui lungă, din semiprofil, linia bărbiei îl făcea să pară un dulce,
dar nasul Acvilin strica dulceața. Vorbeau despre chelneri. Simțeam că n-am timp să mă gândesc la energia lui constantă, la siguranța cu care făcea lucrurile să se întâmple. Totul se desfășura prea repede, eram luată de val. Alex a micșorat, a devenit flacăra mică, Matei, flacăra mare, flamă. Vrei ceva? OMG. S-a întâmplat fără să-mi dau seama. Vorbeau despre droguri. OMG, droguri. Pe Alex, orice detaliu legat de droguri o electriza. Lăsase telefonul din mână. Se trăgea de o șuviță vopsită cu manic panic. Matei chiar avea multe chestii de povestit. Uf, îmi era ciudă de toată situația. Am început să scrolez, încercând să-mi stăpânesc tremurul interior. În seara aia i-am scris un mesaj lui Alex. De ce-mi face asta? Îmi place de tip, chiar dacă e prăjit. Și mie îmi place de el, Alex. Broken heart emoji. Ghinion. I-am spus că Matei stă la mine, pe perioadă nelămurită. Nedefinită, proastă, mi-a scris ea. Pe urmă a ieșit de pe chat. Tata se înțelegea din ce în ce mai bine cu Matei, lucru care mă bucura. Mâncam mazăre cu ouă ochiuri. Mă gândeam la Alex. Mă gândeam că nu mai place deloc mazărea congelată. După masă a venit direct la mine în cameră, fără nicio jenă. Am ascultat muzică și am vorbit. Mă grăbeam să mă obișnuiesc cu prezența lui. I-am spus că nu știu ce să mă fac cu Alex, cum să fiu față de ea. Scaiete mic. Adică? Îți place să te agăți de ceilalți. Știu, Matei, am vorbit mult despre asta. Cum să mă desprind? Cum să fac să nu mă mai simt rănită pentru orice rahat? Bazează-te mai mult pe tine, emoțional. Simplu, nu? Cine a zis că e simplu? Nu i-am zis că sunt geloasă și că aș fi vrut să dau undo la toată scena din After. În seara aia i-am arătat contul meu de Insta, unde de obicei îmi postez colajele făcute în corel, fotografiile unor bărbați și femei din reviste vechi de modă, suprapuse peste poze făcute la noi în seră sau în casă. Decupam fețele modelelor. Ar trebui să faci una și cu Alex. De ce? Dacă ai decupat fața, ți-ai dat seama de niște chestii. Și apoi, tu n-ai văzut cum făcea? Ca o puicuță care încearcă pentru prima dată sauna finlandeză. Mi-a luat telefonul din mână și a început să scroleze. Părea să caute ceva. La tine în cameră n-ai făcut niciuna. Mi-a dat telefonul înapoi. Am tăcut, scrolând haotic pe pagină. Pentru că aici totul e întreg, am spus încet. M-am mângâiat pe cap. M-am simțit ciudat. Aș fi vrut să-și coboare încet mâna pe obrazul meu, pe gât, pe claviculă. În noaptea aceea am dormit amândoi în același pat. Pe tine te plac mai mult, mi-a șoptit el la ureche, cu burta lipită de spatele meu. Îmi venea să plâng de fericire. M-a ținut în brațe toată noaptea. Mi-e imposibil să descriu senzația. Matei Otis a stat la noi 4 zile. În timpul zilei dispărea. Mă conducea până la școală și apoi dispărea. În ultimele 2 zile n-a mai venit să mă ia. M-am simțit abandonată. Nu mi-a răspuns la mesaje. Relația mea cu Alex înrăutățea și mai mult lucrurile. Mă gândeam că se văd pe ascuns după școală și asta mă scotea din minți. Într-o pauză, la 2 zile după faza din After, Alex a venit lângă banca mea. Nu înțeleg ce a văzut la tine, să mor dacă înțeleg. Mi-a întors spatele și a plecat. Cât lipsea Matei, stătea mai mult cu Michi. Intram în casă abia după ce îmi dădeam seama că mi s-au învinețit mâinile de frig. Din când în când Michi scotea grohăile îngrijorate și îmi căuta mâna cu râtul. Matei se întorcea târziu. În ultima seară, foarte târziu, la 10. Le-am spus alor mei că se întâlnește cu elevii greci veniți în oraș cu același program.
Îl așteptam, imaginându-mi că se luptă cu oamenii legii, că împachetează iarba în stanioale colorate. Și-a lăsat lucrurile în hol, s-a dus să-i salute pe ai mei, le-a livrat un galactoburec foarte dulce, făcut din nimic, despre diaspora grecească din Brașov, foarte primitoare. Apoi le-a urat noapte bună. Pos Selene. S-a oprit în dreptul camerei mele și mi-a strecurat un bilețel sub ușă. Vin imediat. Părea pus pe distracție, așa că nu i-am cerut nicio explicație. O parte din mine era dispusă să uite totul. O parte din mine era complet deschisă experienței. Ne uitam pe canalul Fail Army când i-a venit ideea să facem și noi un clip pe TikTok, în cocină, cu Mickey. Am instalat luminițele de Crăciun în cocină și am improvizat un trepied. Îmi făceam griji ca ei mei să se trezească, dar au continuat să doarmă duș. Crazy! Nars Barkley! Eram paralizată! Matei a început să facă niște pași caragioși, ca de urs sedat. A întins brațele în lături și s-a rotit din trunchi. Era un bombardier care descria cercuri în aer. Apoi s-a împiedicat intenționat de Mickey. Avionul s-a hurducat într-un colț. Pun pariu că fac un fail mai bun decât tine. Până la urmă, ce aveam de pierdut? Am făcut cel mai prostesc street dance ever. Nu știam că am asta în mine, nu mai contau pașii, conta doar că facem asta împreună, că ne susținem reciproc în fața camerei. Mickey se ridicase în picioare și făcea jogging printre noi, a murit de râs amândoi. Apoi ne-am întors la mine în cameră și am mai ascultat niște muzică. Matei avea pupilele mari, părea un copil pentru care totul e nou. Ești drăguță când faci așa. Cum? Strâmb din gură și ți se încrățește nasul. Ia dă-ți un pic ochelarii jos. Am înghițit în sec. Îmi dai voie? Mi-a aranjat părul. Așa. S-a ridicat în genunchi și m-a sărutat pe gură. Gura mea era puternică și frumoasă. Limba mea era puternică și frumoasă. Am căzut peste el. Cu cât ne săruteam mai mult, frumusețea și puterea se revărsau în mine, încopleșau corpul. Am adormit încolăciți. A doua zi dimineață nu mai era. Am încercat să-l sun. Număr nealocat. Am zăcut tot weekendul în pat. Luni m-am târât până la școală. Eram complet buimacă, bântuită de cele mai negre presimțiri. Alex nu mă băga în seamă. În jurul meu se căsca un gol pe care nu știam cu ce să-l umplu. Stăteam sub nucul cel mare cu Zac în poală, plânsă toată, blestemându-mi viața. Convulsiile îl făceau pe Zac să scâncească. Matei, de ce ai plecat? Salvează-mă! Plângeam amândoi. Atunci am primit mesajul, de pe un număr necunoscut. Îmi spunea că îi pare rău că a trebuit să plece așa, că are câteva chestii de rezolvat. Mă sfătuia să-mi fac prieteni care se străduiesc constant pentru binele meu și binele comun al relației. Îmi spunea să nu mă las furată de entuziasmul lor. De cele mai multe ori e doar un efort uriaș prin care încearcă să-și ascundă banalitatea, golul sufletesc, inadecvarea. Îmi spunea că adulții sunt niște ființe confuze și că adolescenții încă nu sunt așa, nu toți. Că nu sunt înceată la minte, din contră, că sunt o fată super, crede-mă, ai rezerve nebănuite de good vibes. Și că o să mă caute el când va reuși să-și pună puțină ordine în cap și în viață. Am încercat să-l sun. Nu mi-a răspuns. Am sunat de 10 ori. Degeaba. A doua zi am încercat din nou. Număr nealocat. Au trecut câteva luni de atunci. Uneori mă gândesc că
ultimului mesaj a fost un fake. Mari părți din acele câteva zile au fost fake. El a fost fake. Începând cu hârtia aia oficială. Nu pot să nu mă gândesc că întâlnirea cu el a fost inevitabilă. Dacă tot s-a întâmplat, poate că ar trebui să învăț ceva de aici. Matei a apărut în viața mea să-mi facă un cadou. O pereche super bombă de pantofi cu platformă de care nu mă pot despărți. Mi-e greu să merg cu ele, dar îmi fac bine la stima de sine. Am 18 ani este un proiect al Asociației Art No More, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Muzică originală și sound design, Miron Ghiu. Editare și înregistrări, Petre Fol. Visuals, Liliana Basarab. Asistent de proiect, Andreea Drăghici. Un proiect conceput și coordonat de Robert Bălan.